Edilul susține că va scuti astfel banii cheltuiți pe utilități. Investiția este posibilă cu fonduri europene, dar participă și primăria Peștera cu 20.000 de euro. Anual însă administrația locală din Peștera plătește 50.000 de euro numai pentru factura de iluminat public. Există acel vânt pe care îl putem transforma în energie mai ales că este gratuit și investiția este aproape gratuită și vântul este de la Dumnezeu, a declarat Valentin Vrabie. Deocamdată proiectul este în faza obținerii autorizației de construire, iar autoritățile speră ca până la toamnă să se apuce de lucru. Eoliana va avea o putere de 1,5 MW. Comunitatea va avea un beneficiu, nu vom mai cheltui miliarde de lei anual, iar banii economisiți îi vom folosi pentru altceva. Turbina eoliană este suficientă pentru a asigura consumul de energie al comunei.